În sala Dialoguri Europene de la Centrul de Cultură și Arte al județului Sălaj va avea loc joi, 5 martie, de la ora 16, o producție susținută de cursanții ai secției Școala Populară de Arte și Meserii din cadrul Centrului de Cultură. Vor evolua elevi de la clasele de instrumente, pian, vioară, orgă, chitară și canto, clasic și popular. Școala Populară de Arte și Meserii funcționează de peste 40 de ani la Zalău, iar din octombrie 2010 este secția Centrului de Cultură și Arte al județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean.